Bună ziua, ne cerem scuze pentru problemele tehnice care au intervenit. Mulțumim celor care urmăresc sau vor urmări această sesiune live pentru a afla cât mai multe informații despre vaccinarea împotriva COVID-19. Împreună cu președinta Comitetului Național de Experți în Imunizare, doamna Ninel Revenco, vom demonta miturile care au apărut în spațiul public și vom răspunde la toate întrebările legate de acestea. Astfel, una dintre întrebări pe care și-o pune foarte multă lume e următoarea. Vaccinul împotriva COVID-19 poate provoca infecția COVID-19? Informațiile false legate de vaccinarea împotriva COVID-19 foarte rapid s-au răspândit la nivel mondial și, într-adevăr, a fost și această informație, precum că orice tip de vaccin anti-COVID-19 poate provoca infectare. Este un fals, fiindcă oricare tip de vaccin anti-COVID-19 nu conține în sine virusul viu și nu poate provoca boală. Vreau să precizez că după imunizare COVID-19, organismul uman nu a produs acel număr de anticorpi necesari pentru a se proteja contra maladiei. De aici vă rog să nu vă relaxați, în special după prima doză, când nu sunteți încă în siguranță și puteți să vă infectați înainte de vaccinare sau chiar imediat după vaccinare. Și sunteți expuși riscului următoarele zile și săptămâni să faceți maladia COVID-19. Încă o dată afirm că vaccinul, oricare vaccin, oricare tip de vaccin anti-COVID-19 nu va provoca boală. De ce trebuie să administrăm două doze de vaccin și de ce cu același tip de vaccin? Deci este important să ne informăm care este tipul de vaccin anti-COVID-19 administrat, care este intervalul între dozele administrate. La nivel internațional și european, vaccinurile anti-COVID-19 care sunt aprobate, cu excepția doar unui singur vaccin, au o procedură de două doze. Studiile au demonstrat că după prima doză, organismul nu produce acel titlu de anticorpi a se proteja de boală și a face față posibile infectări, și doar după a doua doză, la un interval de până la două săptămâni, organismul uman deja este pregătit și este informat, aș fi spus în așa mod, să facă față și să poată lupta cu coronavirus. În spațiul public a tot circulat informația că vaccinul AstraZeneca poate condiționa formarea cheagurilor de sânge. Deci, vreau să încep că oricare tip de vaccin, dar oricare medicament are și efecte adverse posibile. Chiar și aceeași aspirină are efecte adverse posibile sau același analgin care deseori utilizat, paracetamol, ibuprofen, are efecte adverse posibile. Așa și oricare vaccin o să găsiți în prospectul producătorului efecte sau evenimente post-vaccinale rare, mai frecvente și efecte post-vaccinale grave. Vaccinul AstraZeneca foarte mult a fost discutat ultimele luni, precum că este acel vaccin care poate cauza probleme din partea sângelui. Toate studiile care au fost efectuate, dar și experiența pe viu după administrarea a mai multe sute de milioane de vaccin AstraZeneca, au identificat, mai bine zis, nu au găsit nicio cauzalitate între vaccin și apariția acelor evenimente trombotice cu trombocitopenie. Ce înseamnă trombocitopenie? Este numărul unor globule din sânge micșorat, acele globule care participă în coagulare. Deci de menționat că, și vreau să informez că oricare tip de vaccin are mai frecvent durere de cap, poate fi temperatura ridicată, poate fi o durere în mușchi, poate fi o durere în articulație.
Vă rog foarte mult acele persoane care vor avea o durere de cap cu persistență, cu o durată mai multe zile, care este insuportabilă și nu cedează la administrarea preparatelor antidolorice, cum ar fi ibuprofen sau paracetamol, imediat să meargă la consultul specialistului sau medicului de familie. Acele persoane care primesc deja preparate anticoagulante până la vaccinare, urmează mai departe tratamentul. Niciun studiu nu a demonstrat că ar trebui înainte de vaccinare sau post-vaccinare să indicăm careva preparate ce ține de coagularea sângelui. Așa, persoanele care au avut COVID-19 și s-au vindecat, de ce ar trebui să se vaccineze în condițiile în care au fost formați anticorpii? Persoanele care au fost bolnave de COVID-19 după însănătoșire nu fac un număr normal de anticorpi și nu au acea memorie a organismului de lungă durată. S-a demonstrat, mai ales anul 2020, că o persoană cu regret poate face COVID-19 și de 2 și de 3 ori pe an. De aici, iarăși, această informație și această dovadă că anticorpii care i-ați acaparat, i-ați format după maladie, nu sunt de lungă durată și nu sunt stabili. Doar vaccinarea, și în special în 2 doze, vă va permite să formați un număr necesar de anticorpi, să antrenați celulele imune și această imunitate este de mai mare durată. S-a demonstrat în ultimele studii că această durată este de la 6 la 9 și mai multe luni. O altă informație care circulă în spațiul public ține de influența vaccinului împotriva COVID-19 asupra fertilității. Iarăși este o dezinformare după mine și foarte mult afectează mersul normal al imunizării, în special în rândul tinerilor. Este un fals precum că vaccinarea anti-COVID-19 poate influența asupra fertilității, dar pot afirma că singura maladie COVID-19 influențează extrem de negativ asupra femeilor tinere și a celor însărcinate și asupra bărbaților, influențând asupra fertilității la aceste persoane. De aceea vă protejați să nu faceți maladia, să nu faceți boala COVID-19, fiindcă maladia în sine are nu doar efectele imediate, acute, dar și efecte la distanță. Și deja sunt informații că maladia la distanță induce probleme psihoemoționale din partea sistemului cardiovascular, din partea sistemului pulmonar, inclusiv și din partea organelor de reproducere. Poate schimba structura ADN-ului vaccinul împotriva COVID-19? Iarăși este... La fel este un mit și aici este un fals gras din motive că niciun vaccin nu conține ADN și niciun vaccin nu va influența asupra ADN-ului nostru personal. Mai mult ca atât, trebuie să ne aducem aminte acele cunoștințe de la biologie, unde se află ADN-ul, unde se află RNA-ul și care este interacțiunea între RNA și ADN. Deci este un fals și nu are nicio dovadă și niciun suport științific. Un alt motiv de îngrijorare este că vaccinul împotriva COVID-19 ar putea provoca reacții pe termen lung, în ani de zile. Da, într-adevăr, orice vaccin care apare nou pe piață, imediat se speculează și apar diferite falsuri, precum că la distanță se va modifica și organismul uman. Deci am fost martorii când a fost implementat un alt tip de vaccin contra cancerului de col uterin și atunci foarte mult se specula precum că va influența asupra fertilității fetițelor. Este un fals, la fel ca și vaccinul anti-COVID-19. Nici de cum el nu va influența și nu va avea consecințe de lungă durată. Vaccinurile au fost implementate deja 10 de ani. Avem program național de imunizare foarte extins pentru copii, pentru a ne proteja de alte infecții care pot cauza nu numai deces,
succesuri, dar și complicațiile. De aici, vaccinul nu va avea consecințe pe termen lung, dimpotrivă, vă va salva să nu faceți maladia COVID-19, care poate provoca complicații, inclusiv pe termen lung. Vaccinarea împotriva COVID-19 este interzisă persoanelor cu afecțiuni imunodeprimante, cum ar fi infecția HIV? Vaccinarea anti-COVID-19 are o singură contraindicație absolută. Ea constă dacă pacientul, dacă cetățeanul a avut o alergie gravă, un șoc anafilactic la una din componentele din vaccin. Deci, noi în populație nu avem așa cazuri și la nivel global sunt cazuri extrem de rare, ca de exemplu, unul din componentele în vaccin este o substanță care se regăsește în pasta de dinți. Deci, noi cu dumneavoastră în populație n-am notat nicio persoană care să fie declarată cu așa reacție. De aici mergem la vaccinare. Acele persoane care au probleme de imunocompromitere, inclusiv și HIV-SIDA, sunt eligibile pentru vaccinare, doar să fie stabile, să nu fie în perioada acută, doar că aceste persoane nu vor produce în acel număr de anticorp, cum ar fi o persoană care nu este compromisă. Dar riscul de a face COVID-19 este cu mult mai mare la aceste persoane, fiindcă ei au o imunitate scăzută și dacă mai fac și COVID-19, complicațiile pot fi fatale. Da, o altă întrebare foarte populară în rândul populației ține de și anume femeile însărcinate sau care alăptează. Se pot vaccina împotriva COVID-19 sau nu? Deci, ultimele afirmații și ultimele cercetări, mai mult ca atât și ultimele recomandări ale asociațiilor internaționale a ginecologilor, obstetricienilor, inclusiv și recomandările Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, confirmă că femeile însărcinate și în special acele femei care sunt în grup de risc și acele femei care au comorbidități sau ce înseamnă comorbidități, boli asociate, sunt în grup de risc de a face COVID-19. Și aici recomandarea specialiștilor este de a vaccina aceste femei însărcinate. În țară am primit o decizie că se va permite vaccinarea femeilor însărcinate cu terminul de gestație după 12 săptămâni, în special cu preferință acele femei care sunt în grup de risc, din motiv că anul trecut au fost foarte multe femei însărcinate diagnosticate cu COVID-19 în formele grave și foarte grave, la care s-a declanșat nașterea înainte de termen, cu consecințe pentru sănătatea lor, dar și pentru copiii nou născuți. De aici, femeile sunt eligibile pentru vaccinare. Primul vaccin care a fost administrat femeilor însărcinate a fost vaccinul Pfizer și deja acest vaccin a fost administrat la mai mult de 90.000 de femei însărcinate și nu s-au identificat careva probleme în sănătate post-imunizare atât la femeie cât și la nou-născut. Mai mult ca atât, copilul nou-născut deja avea anticorpi în sânge de la mamă. De aici vaccinarea protejează și mama, dar și copilul nou născut. Ce ține de femeile care alăptează? La fel, ultimele studii și ultimele indicații și după experiența administrării vaccinurilor la mai multe sute de milioane de persoane, au notat că femeile care alăptează la fel pot merge la vaccinare, în special femeile care sunt în grup de risc, acele care sunt fie din mediul social mai deosebit, fie au boli concomitente, și aici, la fel, ele se vor proteja de COVID-19, nu numai ele, dar și copilul care îl alăptează. Cât de sigur este vaccinul împotriva COVID-19? Unele persoane sunt îngrijorate că anumite etape importante din procesul de producere sau testare a vaccinului au fost evitate. Vaccinurile care sunt aprobate de către Organizația Mondială a Sănătății, Agenția Europeană pentru Medicamente,
Sunt vaccinuri sigure. Toate vaccinurile 100% vă protejează de boala gravă și foarte gravă de COVID-19. Pentru aprobarea, testarea vaccinurilor, au fost necesare la fel acele etape obligatorii de aprobare, cum ar fi și în perioada pre-pandemie. Deci toate etapele de studiu preclinic, de faza 1, faza 2, faza 3, deja pe sute și zeci de mii de voluntari, au fost respectate. Au fost analizate toate documentația, a fost analizată siguranța acestor vaccinuri, au fost analizate efectele adverse posibile după imunizare. Au fost expuse în aceste dosare unui consult și analize a experților Agenției Europene pentru Medicamente și doar după ce au trecut toate etapele necesare, aceste vaccinuri au putut fi aprobate. Deci afirm cu siguranță că nicio etapă nu a fost omisă în procesul de aprobare a vaccinurilor. Mai mult ca atât, acea aprobare pe care au primit-o producătorii de vaccin este o aprobare de administrare de urgență, ceea ce presupune că la un an după aprobare, toate firmele producătoare de vaccinuri și vaccinurile vor fi reevaluate, unu, și alt moment este că lunar sunt monitorizate toate firmele producătoare de vaccinuri, inclusiv și la procentul de evenimente adverse post-imunizare. În societate a fost formată această catalogare că un vaccin ar fi mai bun decât celălalt. De ce nu ar trebui să alegem tipul de vaccin, dacă într-adevăr toate sunt eficiente împotriva COVID-19? Posibil că explicația ține de mentalitatea noastră, că considerăm că un produs este mai bun sau altul, medicament este mai bun ca altul, pot face ca o comparație. De exemplu, vi se propune un preparat, o aspirină, care este produs de diferite firme și dacă aveți dureri de cap și aveți febră, veți lua acea aspirină, indiferent de firma producătoare. Aici și acest fals, precum că un vaccin este mai bun decât altul. Deci ele nici de cum nu pot fi comparate din motive că sunt preparate pe diferite platforme și au diferite concepte. Unele au tehnologii mai moderne, alte vaccinuri au fost produse pe platforme clasice, de aici nu le putem compara. Unica comparație este că toate vaccinurile 100% s-au demonstrat în studii clinice și deja în viață după administrarea mai multor doze de vaccin că ele toate sunt sigure. Toate au o siguranță maximă și vă protejează de a face COVID-19 forma gravă și de a ajunge în reanimare și terapie intensivă. De aici aș fi răspuns în felul următor. Este bun acel vaccin pe care îl primesc astăzi, indiferent de firma producătoare. Da, un alt mit ține de faptul că vaccinarea împotriva COVID-19 ar fi o metodă de manipulare a populației sau de control sau includerea unui microchip în organism. Sau, de exemplu, că ar conține substanțe periculoase precum ar fi mercurul. La fel aș spune că este un fals cu siguranță. Niciun vaccin nu conține niciun microchip și el nici nu poate fi introdus acest chip în organismul nostru. La moment sunt și alte metode de a controla populația, chiar și același telefon care îl aveți sau același computer sau același card bancar sau același IDNP a dumneavoastră. La fel, deci poate fi monitorizată persoana și prin alte metode, dar nu neapărat să introduce acest microchip. Deci este un fals. Altă afirmație precum că vaccinurile conțin preparate și toxice și metale grave, grele, la fel este un fals. Niciun vaccin care este propus anti-COVID-19 nu conține preparate toxice, nu conține metale grele și toate vaccinurile, încă o dată afirm, sunt sigure. Da. În acest moment vom vedea care sunt întrebările urmăritorilor și vom răspunde la acestea. Așa.
imediat. Până vom avea, vom vizualiza întrebările, aș vrea să răspund dacă se pot vaccina persoanele care au făcut COVID-19. Aici aș vrea să readuc aminte că persoanele care au făcut COVID-19 forma ușoară și nu au fost în reanimație terapie intensivă pot merge la vaccinare după însănătoșire, iar cele persoane care au făcut varianta gravă de COVID-19, au primit transfuzie de plasmă sau alte medicamente mai complicate, pot merge la vaccinare după însănătoșire la 90 de zile. Da, o întrebare ar fi dacă există posibilitatea de a primi a doua doză de vaccin în Republica Moldova în condițiile în care prima doză a fost administrată în altă țară. Aici răspunsul va fi următor, dar și va fi în concordanță cu acea afirmație și cu acea declarație a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Din punct de vedere medical, dacă dumneavoastră ați primit prima doză în altă țară și urmează să primiți a doua doză în țara noastră, da, noi, dumneavoastră o puteți primi, doar că sunt careva riscuri. Primul risc este că nu poate să nu fie acel tip de vaccin în țară pe care l-ați primit în țară unde ați primit prima doză. Alt risc este că dumneavoastră nu veți primi acel certificat unic de vaccinare, iar odată ce registrele noastre electronice de înregistrare a persoanelor imunizate nu sunt interconectate la Uniunea Europeană sau la alte țări, de aici nici de cum noi nu putem introduce în acest registru datele primei doze. A treilea subiect care trebuie discutat, că nu se știe dacă aceste două certificate pe care dumneavoastră le veți primi vor fi recunoscute în țara unde urmează să plecați. De aici eu aș ruga concetățenii care au primit prima doză în altă țară totuși să primească a doua doză în acea țară unde au primit și prima doză și să nu se expună riscului să nu primească în termen a doua doză. Doar în situații excepționale, ele pot fi individuale, ele pot fi imprevizibile, atunci când nu puteți să rămâneți în acea țară și să primiți a doua doză, deci o puteți primi în țara Republica Moldova, doar preventiv vă rugăm să vă informați la medicul de familie sau în centrele de vaccinare a oficiilor medicilor de familie câte doze sunt de acel tip de vaccin, să vă programați din timp ca să nu veniți în acea zi și să primiți un refuz de a te vaccina. Cineva ne întreabă cum are loc procesul de vaccinare în zonele rurale, în centrele de vaccinare din țară. Deci, procesul de vaccinare în Republica Moldova decurge destul de bine și este în funcție de proporția dozelor administrate, inclusiv și în teritoriu. La ziua de ieri au fost administrate 451.006 doze de vaccin. Total, vaccinați cu prima doză sunt 354.356 de cetățeni. Total, vaccinați cu doza 2 sunt deja sub 100.000 și ne bucurăm de rata vaccinării. Sunt de 96.650 de persoane total vaccinate cu doza 2. Sigur că procesul de imunizare în Republică, special în localitățile rurale, evoluează mai lent în comparație cu municipiul Chișinău. La ziua de ieri, municipiul Chișinău este în topul persoanelor vaccinate, care constituie 17%. În țara, în Republica Moldova, mai mult de 12% de persoane au primit vaccin cu prima doză, mai mult de sub 3% au primit deja a doua doză. Este un lucru benefic. Ieri am fost în teritoriu și chiar vroiam să văd cum se vaccinează și persoanele din teritoriu de nordul Republicii, am fost într-un centru de vaccinare și m-am bucurat că sunt persoanele care merg la vaccinare, fie la doza 1, fie la doza 2, sunt persoane în vârstă, cu vârsta mai mare de 60 de ani, sunt și persoane tinere, sunt persoane care au comorbidități.
Este centru de vaccinare dotat și se respectă procedura care este reglementată de către ordinele și dispozițiile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și este salutabil. Și din discuțiile cu persoanele, cu administrația locală, care ar fi pârghiile de a impulsiona procesul de vaccinare în teritoriu, una din exemple le-am dat experiența municipiului din Chișinău, care a organizat și maraton în Palatul Republicii, au organizat și aceste echipe mobile de imunizare în troleibus și în autobuz. Am dat experiența organizării maratonului din cadrul USMF Nicolae Tesimițanu și ei și-au propus la fel să organizeze un așa maraton sau un așa eveniment în centrul orășelului. Știu că în Nordul Republicii zilele acestea la fel vor fi zile de sărbătoare, un maraton și este un exemplu care trebuie să fie permanent, iar centrele de vaccinare din raion ar trebui să lucreze cu un orar mai extins și inclusiv și sâmbătă și duminică. Vă mulțumesc tare mult, mulțumim celor care au urmărit această sesiune live și ne revedem săptămâna viitoare. La fel, vom discuta despre procesul de vaccinare, despre vaccinul împotriva COVID-19. Vă mulțumim! Întrebări nu mai sunt.